Sunt comandantul echipajului elicopterului CO-135-290, care va începe misiunea în Grecia, în insula Samos. Estimăm plecarea sâmbătă dimineață, pe data de 12. Acolo vom lucra sub egida Frontex, într-un format multinațional. Noi vom asigura, practic, partea aeriană a misiunii. Și misiunile noastre vor consta în cercetarea zonei maritime din jurul insulei Samos. Practic, aceasta este a șasea misiune la care particip în calitate de comandant de echipaj. Toate s-au desfășurat în Grecia. Unele au avut scopul ăsta de cercetare maritimă, iar altele cercetare terestră. La granița cu Turcia pentru identificarea grupurilor de migranți ilegali care trec din Turcia către Grecia. Și de-a lungul acestor misiuni am lucrat foarte bine cu țara gazdă, cu Grecia. Am lucrat împreună cu echipaje din Italia, din Franța, din Suedia, Norvegia, Portugalia, Letonia, Lituania. Colaborarea a fost una normală.